Vrei să cumperi jocul la cel mai bun preț? Intră pe Gamerland, linkul în descriere, folosește codul DEADLY pentru transport gratuit. Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou Food Draft! Bine v-am găsit și hai să vedem cât noroc vom avea noi astăzi! Deci sigur, înainte de toate, aș aprecia foarte mult să apăsați acel buton de like, este gratis, este chiar acolo. Hai, dați și voi shoot și veți da gol. Click pe acel buton de like. Bun, vedem ce formații avem noi astăzi. Avem aici un 4-4-1-1. Așa. Mie nu-mi plac formațiile astea doar cu trei apărători. E periculos. Interesant și această formație 5-2-2-1. Dar avem aici un 4-3-3 defend. Ok. Sau avem acest 5-2-1-2. Interesante formațiile, dar parcă m-aș duce cu acest 4-3-3 defend, pentru că am winger, am un striker și 2 CDM. Ar fi interesant ideea asta cu așa cu defend-ul, știi? Ia hai să vedem. 2 CDM, încă n-am mai luat așa o formație mai defensivă, să zic așa. Bun, ia să luăm atunci o formație pe Premier League. Hai să începem aici cu Aguero, 90 pace, 90 shooting, trebuie să fie o bestie omul ăsta. Ia să vedem, RF, cine ne iese pe RF? Di Maria, văd că se cam înfige Di Maria și la început și aia acum. Dar nu, îl voi lua pe William, așa frumos, pac, ea deja ia formă, Hazard! Și Neymar și Ronaldo, team of the season. Fă draft, de ce îmi faci tu mie asta? Dar nu, voi sta pe picioarele mele și îl voi lua pe Hazard, pentru că am zis că vreau să fac de Premier League acest food draft. Bun, hai să vedem mai departe. Lallana sau Fabregas? Tentant acel Fabregas cu acel passing. Dribbling, defending, physical. Un pic îmi place mai mult Lallana care pace. Deci îmi place pace-ul lui Lallana. Aici este puțin greu, unii cred că mi-a zice chiar acum, bă, ia-l pe Fabregas! Într-adevăr, dar physical și pace are un pic mai mult Lallana. Măi, eu nu-l iau pe Lallana, știu că poate o să fiu un picuț aici hulit, să zic așa, că de ce l-am luat pe Lallana și nu pe Fabregas. Măi, pace-ul unul la mână, doi la mână și physical-ul. Bun. Pot alege așa între Cabaye și respectiv Schneiderlin. Nici nu trebuie să mă gândesc, Schneiderlin. Bun. Așa, ia să dăm următorul CDM. Tot Cabaye mi-l dă aici. Luis Gustavo nu-i bun, Zonzi nu-i bun. Belgian sau britanic. Dop, ok, Cabaye rămâne. Nu prea îmi place Cabaye ăla acolo, dar... nu prea avem ce comenta, nu? Team of the season, Hugo Lloris! De unde ai apărut, mă, nene, mă? Vai, bun! Ea este mai departe ca... Valencia. Hai, mă, că nu-i rău Valencia, are pace, super! Bine ai venit, Valencia! Trecem mai departe, CB. Ia să vedem ce avem noi aici. Aoleu! Asta e, asta e din Liga a doua. Cred că ăsta de la Albion. Ai, mă, și 5-2 pace. Vai de capul meu. Sper să am altceva acolo. Sper să-mi apară altceva. Bonucci, așa. Lovren, serios. Lovren, respectiv Olsen. 5-2 pace, 5-8 pace. Hoi, de capul meu, ăsta, apărarea mea o să fie în reluare. Bun. Oaie, ce n-am niciunul de Premier League. Ok, l-aș putea lua pe Evra că face cu Cabaye. Dar aici o să mă risc un pic și o să-l iau pe ăsta ca și rezervă, știți? Și atunci să-l pun pe teren. Între Marcelo și respectiv Jordi Alba. Ar trebui să aleg pe Jordi Alba. Are mai mult pace, mai mult defense, mai un punct în plus pe dribbling, un punct în plus pe shooting. Ok, îl iau pe Alba. Și rămâne de văzut cum voi face, poate îl folosesc ca și rezervă atunci, că ați văzut că n-am avut niciun jucător de Premier League acolo. Bravo, opa, e cea cartonaj ăsta, șmecher. Ia să vedem, Hugo Lloris, e capul meu, Hugo Lloris, team of the season, ce dracu. Bun, trecem mai departe, ia să vedem ce apărători,
nici unul, nici măcar unul, mă, din Premier, din Barclays Premier League. Dar nici unul, mă, ce dracu, și nici unul nu-i bun. Ok, hai, luăm pe ăsta, care pe aici. Ce să zic și eu. Bun, trecem mai departe. Abate, sule. Alonso. Super, 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 Alonso. Ololo, stai că e bun, stai că e bun. Ia, mă, și mai bun ca și Jordi Alba, mă. Na, Jordi Alba e un picuț mai rapid pe pace, 94, respectiv Alonso 84. Dar în rest, uite-te, shooting, passing, dribbling, physical. Uai, Alonso, gata, tu ești al meu. Nici nu mai folosesc atunci pe Jordi Alba. Bun, ia să vedem aici ce mai avem. Matuidi, așa. Ok, Matuidi, ca și rezervă, n-ar fi rău. Oricum, Tor, așa, nu, că acolo am așa. Nicolam pe Hazard. Ok, hai să luăm pe atunci pe Matuidi. Și s-ar putea să-l folosesc atunci pe Matuidi ca și schimb. Știi, îl pun în locul lui Cabaye, că nu-mi place Cabaye ăla acolo. Și așa îl pun pe Matuidi. Aia că nu era ideea. Ok, Mane. Uai, pe ăsta l-am și în Ultimate Team. E o bestie cartonașul ăsta, chiar dacă e gold simplu. Am să-l iau. Naiba știe dacă îl pun pe teren, dar totuși. Messi, Ronaldo, Bale și Alexis Sanchez. Am pe teren, oricum nu-l pun pe niciunul, știi? Că am chemistry-ul mi-e ok. Am din perspectiva de rezervă să-l pun gen pe teren. Aoleu, ăsta Ronaldo pare bestie, mă, 96 pace, 97 shooting. Dar și Aguero, 90 pace parcă are Aguero. Sau Messi în locul lui Willian. Messi în locul lui Willian, pe rev. Leapă Messi că e team of the year. Și uitați-vă, diferența aici între statistici, 99 shooting, 97, da. Am făcut bine. Ok, acum l-am pe Messi acolo în locul lui Willian. SDM Di Maria, ok, luăm pe Di Maria, văd că, băi, a treia oară când îmi pică Di Maria aici în pachetele astea, mă. Este un semn să le ia pe Di Maria, deja de atâtea ori. Bun, ia zidem aici. Nimic bun, sincer, nimic bun. Îl luăm pe rusul ăsta să fie sucabliat. Sucabliat, pac, pac, ne aduce un noroc cu un rus. Hai, rușii ne aduc noroc, hai să fie așa. Ia, Runi, transfer Runi. Ce tare. Runi. Numai că acel 71 pace, dar este ce aș avea nevoie, că por rezervă portar am, rezervă de LB am, Ribery, unde dracul aș putea juca pe Ribery, n-are ce, hai să luăm pe Runi, mă, hai să luăm pe Runi, țucă-l tata lui de Runi, hai Runi, mă, că acolo să fii pe bancă, să dirigezi echipa de pe bancă. Neymar, sau James Rodriguez, oa, să-l pun pe cam în locul lui Lalana dacă mă enervează. Sau Walker, mă, Walker. Opriți tirbușoanele, l-avem pe Walker. Oa, și l-aș fla pe Neymar. Dar nu, Walker, stai. Walker îmi place mai mult decât Valencia. Asta, mă rog, e opinia mea. Așa, chiar dacă shooting are un pic mai mult Valencia, dribbling are un pic mai mult chiar și physical. Dar pace-ul lui Walker, hai să fim serios, fraților. Walker e Walker. Ok, bun. Tata acolo e pe să. Bă, dar un CB, mă, nu-mi dați și voi un CB ca lumea. Nici măcar din altă ligă nu mi se oferă un CB, mă. Fii atent, măi, numai n-avem noroc, fraților, cu acești jucători pe CB. Dă nimic, mă, nimic. Ai, n-ai nașpa. Son, așa, Immobile. Uitați-vă, mă, și aici, mă, numai atacanți, mă, ce dracu. La Padula, da, că o fum promutat la Genoa. Sau zeul Son. Sau Philip Anderson. Sau Immobile, având în vedere ultimul meci când i-o bombardat pe Milan. Tentanți aproape toți jucătorii. Dar cred că le iau pe Son. Așa. Din păcate, apărarea ei cam varză strască, să mă gândesc la ideea acolo cum pot să fac așa un mic jumbușluc sau ceva. Este de Match Pro, Calcio A, Pro League, aoleo, nimic bun. Brazilian spaniol n-am decât pe Alonso. Dar stai un pic, că pe Alonso, nu aș strica un pic să am chemistry pe Alonso, având în vedere că Alonso, știi, el e LFB, ăla e LB, vedeți că e cu galben.
Da. Hai să îl luăm pe tipul ăsta. Poate mai conferă un pic de plus la Alonso. Bun. Ok. Echipa e frumoasă. Echipa e frumoasă. Apărarea e un picuț hidoasă. Să fac așa niște mici glume. Dar am putea, știu și eu, să jonglăm puțin. Ia stai un pic să ne gândim aici, înainte să intrăm în joc, ce am putea jongla. L-aș putea pune pe Jordi Alba, gen în locul lui Olson, știi? Că oricum nu mai contează chemistry-ul. Aha. Poate și Valencia în locul lui Lovren. Sau aș putea așa, să-l scot pe... ba nu, că am zis că pe Matuidi îl pun în locul lui Caballé. Da. Că vreau să zic cea genul că îl pun pe Schneiderlin acolo... Dar Schneiderlin, tu cât defense ai? 80 față de Lovren? Ești mai bun, da. Aș putea pune acolo un alt jucător pe CDM, chiar dacă nu o să fie CDM, știi, chiar dacă nu o să aibă statistici de CDM. Aș putea pune acolo un alt jucător. Și gen ăla să ne mai ajute. Interesant. Ok. Hai că totuși îmi vin niște idei. Hai că totuși îl pun pe Son acolo, poate cine știe. Da, ok, hai, să trece la treabă, să vedem ce adversar găsim. Ok, hai, în sfârșit, un oponent care nu are lag, fraților. Nu știu dacă o să mă crezi, dar am stat 10 minute, mă, 10 minute, că am aici timer-ul, știi, că am început să filmez. 10 minute am stat, i-am pixul, pur și simplu să găsesc un oponent care nu are lag. Nu zic că n-am găsit oponenți, am găsit, dar bătăți cu lag, cu știți liniuțele alea, mulți cu liniuțe roșii, unii cu portocalii, am zis, bă, domn pui mei, mă, toată lumea are lag. În sfârșit l-am găsit pe tipul ăsta care, nu-mi pasă dacă mă bate sau nu, dar măcar n-are lag. Bun, ia să vedem, numai că nu prea îi place să dea skip. Asta observ și aici, că nu prea îi place să dea skip. Na, sper să nu fie așa bulangiu tot meciul, știi? Dar nu se știe. Ok, bun, ia zi-am. Opa, ce face ăsta, mă? Ia-l-ai. Mare dribler. Mare dribler. Cum a trecut cu meci? Ok, o să fie un meci... pe lângă că o să mă enerveze mai încolo, parcă și văd. Dar o să fie un meci amuzant. Nu, Schneider, ce faci? Ce faci? Schneider? Nu. Ok, bravo, Walker. Bravo, Walker. Țucă te tata. Nu știu ce aici. Bun, oh! Bă, ce se întâmplă, frate? LOL. Ok. Tipul ăsta o să mă demoleze. Dar dacă nu. Numai dacă ar da skip în morții lui, foarte bine ar fi. Aoleo. Lolo, stai, să vedem ce face, Wow, bravo, Walker! Mă salvează pentru a doua oară, Walker, mă. Bravo, mă, țucă-l tata, vezi de ce l-am pus pe Walker în locul lui Valencia? Am eu un contract cu Walker, știe el ce știe. Pa, David Luiz acolo către Pogba, bravo la Lana! Du-te la Lana, ia ce pasă bună către William! Hai, Willy! Frumos! Hai, mă, du-te, mă, David Luiz. Turnul de control David Luiz, acolo. Da. Nici eu n-am prea făcut logistica fazei. Hai, mă, cine e tipul ăsta, mă, mă, ce bine mi le interceptează câteodată. Opa, Caballé, hai, mă, am când să te laud. Stai, bravo, mă, uite-te, mă, la Caballé, opa. S-ar putea să nici nu mai scopă Caballé de tot joacă așa bine. Hai, mă, serios, du-te în pula mea, Aguero, mă, am văzut că vrea să meargă înainte în atac și am vrut să-i o dau așa, știi, lobată. Pula, el s-a oprit dintr-o dată. Ai, ce mă enervează momentele astea în FIFA. Frate, ce mă enervează momentul ăsta când văd jucătorul că și-a vânt, știi, că vrea să meargă în atac și pe dintr-o dată se oprește, așa, sec, așa. Cea de genul, mă împiș în atacul tău, cea de genul, aș zice jucătorul, știi? Pa, cu un Aguero. Aguerito. Du-te, mamă, că se șut. Uite-te, bă, fault. Aoleu, și arbitru ăsta cine cu CFR-ul? Bă, Caballé stă acolo în careu, își prinde piciorul pe la spate cu bandă scotch și... Hei,
Aoleo, mânini, mă, ce făciți, mânini, mă? De ce am mișcat jucătorul, băga mea și pula, mă? Dar oricum eu ratez chestiile astea, mă, de ce te zic, mă? Ne-am ștat-o rău, ne-am ștat-o rău, poate nu mișcam din greșeală jucătorul. Da. Ok, hai că am făcut schimbările. Ia să vedem, cred că și-o prentul meu face schimbările sau iarăși este un moment de-a lui de nu dă skip sau next. Bă, dacă își face și schimbările, nu mă supăr, în sens că măcar nu o să-mi fie frică, gen pe repriza a doua, că bagă el nu știu ce schimbări. Ok, face schimbările care le-am și discutat, știți voi, cu Messi, cu Matuidi, cu toți ăștia, tiki-taka, țaca-țaca, frumos, la tocană. Oricum, Jordi Alba acolo în locul lui Olson mi se pare cea mai bună schimbare care o fac. Așa. Stați un pic, stați. Messi! Eu-l vreau pe Messi! Eu-l vreau pe Messi! Ia-l aici pe Messi! Aia, frumos! Bară! Hai mă, serios, bară! Serios, bară! Hai mă, bă! Primul șut a fost pe lângă poartă, dar destul de aproape. Al doilea a fost în bară. Cine știi, poate al treilea e cu noroc. Știți la ce mă refer? Uai, Lalana! Fii atent! Po! Oh! Opa! Lalana! Uai! Uai, cum e Lalana? Am știut-o de ce l-a leg pe Lalana și nu pe Fabregas. Țucă-l, tata! Foarte bine! Tot așa, Lalana! Tot așa! Și o dau un pic mai în afară. Aoleu, cum e David Luiz ăla sau Marcel. Opa! Hai! Dă-i! Uai, am crezut că e gol! Băi, am crezut că e gol! Schneiderlin! Îmi dă un mini atac de inimă aici, Schneiderlin! Băi, nene, bă! Hopa! Hai băieți! Să nu-i lăsăm să dea gol! Wow! Wow, bară Pogba! Ho-ho! Băi, și ăsta a dat în bară! Băi, ăsta e un match gen de finală, Champions League, știi cum zic, un fel de el clasic, de ăla, nebunie de aia, cu milioane de oameni în public, de se uită, tiki-taka. Aici? Dar șut-o pizda la mată că am apăsat de 5 ori! Ce dracu, mă! Scuzați cei care ascultați la căști, îmi cer scuze. Bă, dar pula mea, apăs pe butonul ăla de șut de vreo nu știu câte ori, William, stă, mere. Că șută! Pui mei, zici că a fost un moment de ăla cu Enache în Europa League cu Steaua. Pardon, FCSB. Pui mei, mă. Începe aici a doua repriză din acest meci al naibii de greu, dar... pline de ocazii, dar și eu și adversarul, băi, bară, pe lângă, bară, momentele mele de rage care le-am mai tăiat afară, că am zis că să nu credeți că mă prefac, eu chiar am rage-ul ăsta, fraților, mă știți pe mine, eu sunt omul rage-ului și unii se distrează în acest moment și mă bucur, cât timp vă fac să râdeți, ce mai contează dacă câștig sau pierd. Ok, hai cu un Aguero. Foarte bine aici către Lalana, pur și simplu cel mai bun mijlocaș. Hai să vedem aici, frumos Lalana. Lalana, ai. Scos o lovitură liberă. Hai că nu e așa grav. Ia. Marquinhos, Messi, șută că m-a apăsat iar de 4 ori pe buton. Băga mea șpola în EA Sports cu jocul vostru. Futut de duminică, bă, băga mea și pula, mă! Serios, mă, ce-i cu delay-ul ăsta, mă, cosmic, frate, să șuți, mă! Bă! Da, se pare că ăsta să fie încă un video de ăla în care mă spovedesc în fața voastră. Aoleu! Ai Messica, iar ai pe Messica fără frică. Oi, ce driblează omul ăsta, mă. Fii atent, bă, aoleu, gata, mă, că arăt ca și FCSB-iș. Aoleu, ce SM școlar, ce SB-iș, că SB-iș mai mișcă ceva, dar ce SM școlar, direct. Oi, mor, mă, că mi se întâmplă faze de genul ăsta, că vreau să șușin. Ok, bun, ia că am trecut și eu de el. Hazard. Bun, Lalana, lasă-l la Lalana.
Șută la Lana! Horn! Măi, cum a prins-o. Aoleo, mă nene, mă băga mi-aș cartofii-n pământ, mă nene, mă. Mă omoară jocul ăsta, infect. Hai, la Lana. Ai offside, du-te, mă, Aguero. Aoleo! Ai, serios, ce e ăsta, mă, bambilici, mă? Uită-te, mă, cum îmi dă gol, mă. Du-te în pula mea, mă, de joc, mă. Hai de viața mea. Bambilici, pur și simplu FIFA 17, a.k.a. Bambilici. Ia, fete. Nu lești să vă reloarea, futu-ți nația mătii. Când stau la meniu, mă lești să stau 40 de secunde. Dar mă, când sunt și eu curios să văd bambiliciul ăsta de gol care mi l-ai dat tu, una, două, the next. Bă, și oamenii ăștia, mă, nu înțeleg, mă. Ne apropiem de finalul acestui meci absolut jegos, în care FIFA pur și simplu și-a bătut joc de mine. Nu, că adversarul a fost net superior, recunosc acest lucru, dar FIFA-ul de multe ori anumite... Yo, wow! Hai, în sfârșit! Aura zic la multe șanse care le-am avut, își bătea joc de mine cu delay-ul ăla la shoot, dar ia cătă că egalăm aici în minutul 86... Dintr-o fază bizară ce a făcut-o adversarul, cred că a vrut să-mi dea un offside trap. Cred că așa a vrut să facă offside trap, deci s-a mișcat așa bizar apărătorii tăzi deodată. Cred că avea el acolo ceapă offside trap, garantat. Păi, numai Teo mai juca cu offside trap-uri de-astea. Dar ia cătă că nu e reușit, spre norocul meu. Pa, Messi, dar ăla Messi am țintit spre... bine, lasă-i, crezi că bine și Messi. Hai Messi, hopa, hopa, hai. Ai, de cine-i tipul ăla, mă? Nu-i pot pronunța numele, mă, că m-a blocat de multe ori tipul ăla. Fucking hell, man. Hopa. Nu, doamne ferește, dau penaltia, mă. Nu! Loris! Loris! Țucu-ți mănușile tale. Bravo, mă. Grijă-mă, că din corner mi-a dat și golul ăla. Și practic nu merita să-mi dea golul ăla din Bambilici. Știți bine că a făcut gol la noroc din corner, la Bambilici, așa o dat-o și el. Am făcut și eu 2 secunde de pauză, că cred că vecinul a început să dea cu burghiile. Cred că îl și enervezi pe el deja la comunitate în jur aici. Și desigur oponentul își pune arma secretă care a ținut-o pe bancă. Pe nimeni altul decât Ronaldo. L-a pus amul pe teren și ce drept, amul și din momentul ia, fai și Neymar. Și Neymar, și Ronaldo. Ho, 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 șmecher adversarul. Eu numai nu mă pot abține, să fiu sincer, nu mă pot abține să nu fac schimbările din prima repriză, dar dacă ești într-o situație de asta, gen extra timp sau căcaturi, băi, să pui niște jucători ăștia fresh cu stamina pe teren, băi, o diferență ce o să facă ăștia doi. Pur și simplu nu mai am șanse, deja nu mă mai gândesc că o să trec mai departe. Poate la penaltiuri unde eu sunt o ceapă sfințită cu apă de aia de fântână, n-am nicio șansă. No. Oricum, hai să vedem ce-a fi a fi. Aoleu, și ce pas am dat aici. Aoleu, ce-a fi a fi? Adversarul cu jucători fresh pe teren. Ok, hai că pasa n-a fost rea. Bun, așa, Messi. Messi aici cu Naldo, care pui mei, Naldo ăsta, e o bestie, frate, uite cât e de înalt, ce fizică l-are. Fai, păcat de vârstă, mă, păcat de vârstă, știi? Căriri moduri și chestii, aoleu, ce nebune ar fi. Opa, William, fault, roșu, dă-i roșu, 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 bă, lero, roșu. Nu îi dai roșu. Așa ceva. Ia așa, stai. Mi-e așa-mi place, așa. Țichetă bun. Și... Hai, băieți! Ce pula mea! Neymar! Așa ușor o luat-o. Serios. Hai, apărarea! Apărarea! Apărarea, bă, că mi-a șpua în apărare! Hai, băieți, hai. Ia-le, Ronaldo. Omul ăsta și David Luiz, jur. Cei mai buni apărători ever. Apa, Elian? Iar bă, David Luiz. V-am zis, bă, David Luiz, frate. David Luiz și Naldo, cred că au avut ăștia pur și simplu un match
cosmic. Eu le-aș da Man of the Match unul din ăștia doi. Și a și Ronaldo acolo ce șut o dat. Fululululululululu. Și totuși, mă, oponentul ăsta, mă, care practic e net superior mie, singurul gol care l-a dat a fost din corner. Gen, serios? Corner? Și ați văzut ce bine face dribblingurile, șuturile, a, schemele. Stai să vezi, ia acum cu Ronaldo. Uai, ce șutoc odată. Aoleu, ia, 19 șuturi față de mei care au numai 10. Am 10 șuturi. Wow, nu mă așteptam să am chiar așa multe. Ok, frumos, pac, pasă către Aguero. Aguero, Naldo. Când să șut, frate? Dar fix când am apăsat, a zis acolo în colț, când mi s-a încărcat ăla de shooting. Fix acolo, atunci, știi, Naldo parcă s-a jucat cu mie. Parcă aștepta așa, știi? Stai să încarce șutul, stai să încarce șutul. A încărcat șutul, bum. Cum am ratat-o? Nu, nervii și stresul mă omoară. A fost greșeala mea. Cum, dracu, mă, și ce șansă am avut de acolo? Fai de viața mea! Cred că l-așteptam, știi pe ăla, să vină și să-i pasez lui, dar apoi s-a futut ideea și, da. Hai! La, da, cu David Luiz lupta la cap e imposibilă, mă. Hai, o... Căr. Grijă. Nu, Ronaldo, grijă cu Ronaldo. Alai, a... Nu e ala. Bravo la Lana. La Lana, mă, țucă-te, tata, ce mă bucur că l-am luat pe la Lana. Hai pe mama lor. Naldo, hai, William! Horn, mă, ce intervenție, mă! Uei, ce intervenție de către Horn! Mama lui de Horn, măi, cum o prins-o pe aia. Na, bine, da, normal că dau un aparat. Normal! Să poate! Hai băieții, Matuidi. Bă! Aoleo, Doamne, de ce eu? De ce eu m-am apucat de FIFA? De ce, Doamne, eu m-am apucat de FIFA? Hai, frumos, stopul-i Messi. Da, Neymar, pula. Opa, aoleu, hai, 2 minute suplimentare, că și bag ultra-defensiv, mă piș pe el. Hai să fie la penaltiuri, că acolo-s varză. Bun, penaltiuri, hai. Acum o să râdeți de mine în stil mare cât de varză voi fi eu la penaltiuri. Serios, ai apărat-o pe asta? Serios, mâncam-i pula, cum? Stai, ăsta are săgeată? Stai că am înțeles, pe ăla are săgeată? Că i-a apărat tutorialele acolo, mă. Stai, what? Poți să ai săgeată în ultimul timp? The fuck, man? Ok. Bizar a fost faza aia cu Neymar. Ăla-i Loris! Bravo! Ăla-i! Bravo, Jordi Alba! Bun! Hai, dansul emoții, țucătata! Este, mă, Loris! Dansul emoții, v-am zis eu! Dansul emoții ne va duce mai departe! Opa! Hazardinho! Hai, din nou, dansul emoții! Că nici n-apuc. Ce mă fraierit aici. Mă fraierit. Bravo. Nu! Ai, cu picioarele au scos-o, mă. Ai, nu pot să cred. Stai, n-am prins-o? Dar n-am prins-o, mă, aia. Serios? Ala-i. Bun. Băi, e greu. E greu aici, a? Ăla-i, mă, Loris! Loris! Este, mă! La penaltiuri, încă până amu n-am câștigat în viața mea la penaltiuri. Fuuu! Coco Moco Jumbo!
Coco Moco Jumbo. Hoppa hoppa lepera papa. Coco Moco Jumbo. Am câștigat, mă. Am câștigat, mă. Băi, adversarul net superior mi-a dat un gol din corner și am ăla, bă, la penaltiuri, mă, până am una, am câștigat niciodată la penaltiuri. De asta mă bucur ca și un copil mic. Fuuu, la penaltiuri, frațicule. Și merge mai departe, mă, mere mai departe. Mere mai departe în food draft. Super! Dar următoarele meciuri le vom posta într-un alt video, că pur și simplu îs rupt, fraților, îs rupt. O să vedem în următorul episod cât de departe mai ajungem, dar wow, absolut nebunie, mai nebunie. Până pe data viitoare, vă urez numai bine, nu uitați de like și subscribe, hai să strângem 1000 de like-uri, vă rog eu pentru asta, că să mă bucur și eu mai mult că am câștigat dintr-o loviturile astea de penalti, până am nu mi s-a întâmplat asta.